Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. La studiile de până aici, din tema aceasta, din Egipt spre Canaan, am socotit eu că mi-a fost mai ușor până la lecția aceasta. În sensul că, într-un fel, este să privești la ceea ce a fost, la locurile pe unde ai umblat, și cu totul altceva este să privești în față, în viitor. Până la intrarea în Canaan, ei au bătut pustia și pustia prezenta aceleași particularități. Însă, de acolo le spune Domnul, astăzi intrați pe un drum pe care n-ați mai fost. Și, spiritualizând problemele lor de acolo, trecerea Iordanului este efectiv pentru noi moartea sau pentru cei care vor rămâne până va veni Domnul, transferul spre locurile cerești. Și dacă scrie Solomon în Cartea Eclesiastului, în capitolul 1, că nimic nu este nou pe pământ, zice el aici, 1:9, ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face, nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Deci una este repetarea evenimentelor în viață și de la o generație la alta, și cu totul altceva este viitorul când plecăm de aici. Pe acolo n-am mai fost, sunt lucruri irepetabile, irreversibile. Și despre ele chiar și Solomon zice în capitolul 9 al cărții sale, partea a doua a versetului, oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. Și chiar în Noul Testament spune Ioan în epistola sa, 1 Ioan capitolul 3, referitor la lucrurile care vin, 1 Ioan 3:2. Prea iubiților, acum, în prezent, suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Evreii, ca să ajungă în Canaan, au trecut prin Iordan. Și Iordanul știți unde se scurge? În Marea Moartă. Nu puteau să treacă, neavând vreun mijloc de traversare fizică. Doar Dumnezeu L-a creat pentru ei, să poată trece ei cu tot ceea ce aveau. Altfel, care și cum ar fi intrat în Iordan, l-ar fi dus la Marea Moartă. Căci acesta e finalul vieții pământești, moartea. Și nu doar prin Iordan, ci mai întâi prin Ierihon. Ierihonul ca o cetate întărită, care a fost blestemată să nu mai fie rezidită, am putea să o simbolizăm prin locul care l-au avut chiar îngerii, într-un fel cei care au căzut și a căror poziții nu vor mai fi reconstituite niciodată. Și noi, ca să ajungem în ceruri, trebuie să trecem prin zona aceasta a lor. Însă Domnul îi va da la o parte și ne va deschide drum spre împărăția sa, slăvit să fie El. Vreau să privim la intrarea aceasta în Canaan sub trei ipostaze. Mai întâi, sfârșitul postiei, apoi schimbările care au intervenit și apoi noi începuturi. Deschideți la numărul 26. Vă amintiți că la intrarea în pustie s-a făcut o primă numărătoare a cărei socoteală a dat la aproximativ 600.000 numărul bărbaților pentru război din Israel. Aici, numărul 26 scrie de la versetul 1, în ce moment s-a făcut numărătoarea aceasta? În urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise și lui Eleazar, fiul preotului Aaron, Aaron între timp murise, faceți numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, de la vârsta de 20 de ani în sus, după casele părinților lor, a tuturor celor din Israel care sunt în stare să poarte armele. Și întoarceți pagina, ultimul verset, 65, căci Domnul zisese, vor muri în pustie, și nu va rămâne niciunul din ei afară de Caleb fiul lui Iefune și Iosua fiul lui Nun. Aceasta a doua numărătoare a dovedit
că până la sfârșit, toți cei care păcătuiseră au pierit. Și citim și în Deuteronom 2, unde este punctat aspectul acesta, 2 cu 14, vremea cât au ținut călătoriile noastre de la Cades Barnea, adică acel loc de unde tremeseseră iscoadele, până la trecerea pârâului Zered, a fost de 38 de ani, până a pierit din mijlocul taberei tot neamul de oameni de război, cum le jurase Domnul. Mâna Domnului a fost împotriva lor ca să-i nimicească din mijlocul taberei până ce au pierit. Priviți așadar că nu toți cei care au început drumul pustiei trecând Marea Roșie n-au finalizat cu bine intrând în Canaan prin Iordan. Finalizarea este după ispitele pustiei potrivit cu legile primite. Știți că am rezervat două lecții la acele aspecte ale ispitelor pustiei și acum deschideți la Roman 2. Până în finalul vieții, statutul fiecărui om va fi definit înaintea lui Dumnezeu, în funcție de cunoașterea care a avut. Și scrie aici Roman 2, de la versetul 11. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Adică el poate să se raporteze la orice om, la fel de corect. Toți cei ce au păcătuit fără lege au fost evrei care au murit în Egipt, generații la rând, vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege, în funcție de vreo lege anume care au avut-o. Pentru că nu cei ce au legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Și acum trece și în afara Israelului. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își simt singur lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Dumnezeu ține cont de nivelul nostru de cunoaștere. Evreii din pustie au fost judecați potrivit cu legea care au primit-o pe muntele Sinai. La fel se întâmplă cu toți cei care au fost botezați și nu și-au ținut credință. Aproape toți motivează că au avut ispite, că au avut probleme și așa este. Dar nu este nimeni care să nu aibă ispite, care să nu aibă probleme. Și la o neveghere poți să cazi de pe calea credinței. Și experiențele ne dovedesc că au fost oameni, mulți, mai tineri sau mai în vârstă, care n-au rămas până la sfârșit. Și adresându-se evreilor, în mod special în Noul Testament, deschideți la epistola către evrei, este reflectată ideea aceasta a statorniciei prin ispitele prin care se trece. Evrei 6. Citesc de la versetul 11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Așa încât să nu le neviți și să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Și întoarceți o pagină în urmă. 3 cu 6, aceleași lucruri sunt prinse. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi cu o condiție. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Și versetul 14. Căci ne-am făcut părtașa lui Hristos. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Doamne, ajută-ne! Nu doar ispitele specifice pustiei i-au pierdut pe unii pe drum și la a doua numărătoare nu i-a mai găsit. Vedeți, când botezăm, se spune astăzi avem 50, 40, uneori se avansează cifre de efective ale bisericilor. Dar asta e prima numărătoare. A doua, Dumnezeu poruncește când să fie făcut. După toate ispitele, și nu doar după ispitele pustiei, știți, Domnul Iisus în pustie a fost ispitit. Dar dacă în pustie singuri
Când suntem numai noi de noi, avem ispite și probleme. Dar când suntem în raport cu lumea. Cealaltă față a problemei este, a fost pentru evrei și este pentru noi și mai acută. Când s-au apropiat de neamuri, de cananiți, și citesc în continuare din Roman 2, imaginea care o lăsăm noi în relațiile cu cei de afară, spune în 2 cu 17, adică în continuarea textului. Tu care te numești iudeu, care te razim pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege. Și întoarceți pagina 23. Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi. Dar asta e problema lor cu Dumnezeu. În pustie le-a dat-o, în pustie au gafat ei. Că nu știau cananiții și moabiții că ei comentează că n-au mâncare după plac. Dar există și cealaltă formă de păcătuire. Când păcătuim față de lume și când înjosim numele Domnului în relațiile noastre cu lumea și în imaginea noastră de creștini. Și spune versul următor. Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Și aici, evrei, amintiți-vă de acel caz cu Balaam și avizarea în Apocalips rămâne sub două personaje negative, Balaam și Izabela, ambele din afara Israelului. Balaam, o reprezentare a celor căzuți, și Izabela, a celor lumești care vor să se introducă într-un mediu creștin. Și în felul în care ne raportăm la ei și la ispitele lor, așa vom finaliza viața. Chiar zilele acestea mă frământam gândindu-mă că în timp, chiar și la noi, în alte țări, deja este evaporată problema, ce tare s-a diluat imaginea pocăinței. Și mă gândeam, Doamne, ce bine ar fi să vină finalul într-un fel, că altfel într-o sută de ani, oare adevărații tăi credincioși, ce denumire își vor mai da? Că să se numească doar pocăiți, cum toată masa este pocăiți, nu mai are nicio înțelegere asta. Și la final, doar așa ajungem, dacă scăpăm cu bine și de ispitele noastre proprii și de cele raport cu lumea și Domnul să ne ajute să ajungem la a doua numărătoare, amin. Tot referitor la final, deschideți la Iosua 3, întâlnim aici o a doua apă, citesc de la versetul 1. Iosua, sculându-se dinspre dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas peste noapte înainte de a trece. Unii care vor rămâne până la venirea Domnului vor trece direct Iordanul, ceilalți stau o noapte la odihnă și vor fi morți așteptând. După 3 zile căpetenii oastei au trecut prin tabără și a dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului, Dumnezeului vostru, dus de preoții care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2000 de coți, să nu vă apropiați de el, el vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Spuneam și este logic să fie așa, nimeni n-a mai trecut prin moarte și înapoi nu se vine, e sens unic. Zicea bogatul, să vină cineva înapoi să treacă Iordanul, să ne spună ce-o fi dincolo. Și a zis, nu? Rămâne ce ați primit în pustie, Moise și proroci. În ce fel trebuie să trecem noi Iordanul la o depărtare după chivot și după preoți? În chivot, obiectul principal era legea și în înțelegere deplină cuvântul Domnului. Noi acceptăm să trecem Iordanul, să intrăm în el liniștiți și să murim în pace și în Domnul, încredințați pe baza cuvântului, căci cuvântul a trecut până dincolo și avem cuvântul care ne spune ce există dincolo. Și prin cei care este predicat, putem, la distanța aceasta când ne vine și nouă vremea, să traversăm dincolo. Dar mai întâi, doar prin cuvânt și pe baza credinței în cuvânt pentru noi,
se despică într-un fel apa aceasta. Sunt în mod special în Noul Testament atâtea noțiuni, în mod special în cartea Apocalipsei și în Epistole și chiar în Evanghelie, în spusele Domnului Iisus, despre viața de dincolo. De asemenea, tot aici, la Iordan, întoarceți o pagină, Iosua 4, de la versetul 1, după ce a izbrăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua, ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție. Dă-le porunca următoare. Luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre, pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Iosua a chemat pe cei 12 bărbați pe care i-a ales dintre copiii lui Israel câte un bărbat de fiecare seminție și le-a zis, treceți înaintea chivotului Domnului, Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, pentru ca aceasta să fie un semn de aducere în minte în mijlocul vostru, când vor întreba copiii voștri într-o zi, ce înseamnă pietrele acestea pentru voi? Să le ziceți, apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotul legământului Domnului, când a trecut chivotul Iordanul. Apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere a minte pentru copiii lui Israel. Amintiți-vă de credincioșii din Tesalonic. Și le zice Pavel, să nu vă întristați cu privire la cei care au trecut Iordanul, la cei care au murit, ca și cei care n-au nădejde. Și pietrele de aducere în minte din Iordan aveau rolul să reamintească generațiilor următoare sau să încredințeze pe urmași de faptul că înaintașii lor au trecut în Canaan, pe acolo. Și cred că dacă suntem legați în față de copii, în spate de părinți, este important să știe generația următoare, știți, zice în 2 Petru 3, că în vremea din urmă vor veni batjocoritori care vor zice unde este făgăduința venirii lui. Și este bine să ai o piatră pe care să te sprijini și să știi că cei care au trecut până acum la Domnul nu sunt pierduți. Și sunt în așteptare până, așa cum cântăm noi, și așteaptă copiii și ne vor întâlni cu toții. Și Domnul să ne umplă de credință. Rețineți ideea aceasta și trecem la partea a doua, la schimbări care apar la intrarea în Canaan. Există o numărătoare când intrăm în botez și există o numărătoare la final. Există o primă apă când intrăm și există o a doua apă. De prima moarte scap prin sânge. De a doua moarte, dacă în pustie n-ai fost cu probleme, o treci pe baza încredințării în cuvânt și ajungi dincolo. Aici apar schimbările. Deschideți, adică rămâneți aici, în Iosua, trecem doar un capitol mai departe, capitolul 5. Condițiile de viață s-au schimbat în Canaan față de pustie. Și când vom ajunge dincolo, se schimbă față de lumea aceasta. Scrie de la versetul 11. A doua zi de Paște au mâncat din grâul țării, azim și boabe prăjite, chiar în ziua aceea au mâncat. Mana încetat a doua zi de Paște când au mâncat din grâul țării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele țării Canaanului în anul acela. Știți ce spunea Domnul la cina aceea de taină? Zicea el astfel, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Și ce legătură puternică! Au servit Paștele și imediat după Paște s-a schimbat condițiile de hrană. Când vom ajunge în ceruri, se vor schimba condițiile de viață față de ce a fost pe pământ și vom începe cu ceea ce Domnul spune aici. Adică imediat după împlinirea cinei la venirea Domnului, vom intra în nou sistem de viață. Cum o să arate o bucătărie în ceruri, nu îndrăznesc să vă povestesc, că astea sunt doar spicuiri.
Ceea ce este clar însă, în noul nostru trup schimbat, este normal ca să trăim în alte condiții. Unii spun că Domnul Iisus Hristos, după înviere, nu a servit, de exemplu, în Ioan 21, din pește de foame, cum până atunci a avut stări în care a fost foame. Și a servit doar de părtășie cu ei. Eu nu știu cum va fi. Doresc doar să ajungem acolo. Scrie și în cartea Apocalipsei despre noua atmosferă din ceruri. De altfel, chiar în grădina Edenului, nu-mi dau seama cum anume erau condițiile de hrană și de viață efectivă încât nu mureau. Știți, când a servit dintr-un pom, s-a trecut în condițiile acestea pământești. Sus, dacă mănânci de aici, mor. Și le-a fost interzis să mănânci dintr-un pom anume. Și în Apocalipsa 22, scris la versetul 1, și mi-a arătat un râu ca apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând în fiecare lună rod. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi acolo nimic vrem de blestem. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Doamne ajută-ne! Amin! De asemenea, se vor schimba și condițiile de îmbrăcăminte. De ce amintesc îmbrăcămintea lângă hrană? Adică astea sunt cele două nevoi ale vieții. Nu spunea Domnul Iisus în Luca 6, dacă aveți ce mâncați cu ce vă îmbrăca. Nu zice Pavel în Timotei 6. Dacă avem ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. În pustie, Dumnezeu a lucrat și acolo la ceva. Și le zice în cartea de Deuteronom, haina nu s-a învechit pe tine, 40 de ani cu rând de haine. Însă în ceruri, din nou vom primi alte fel de haine. Știți, și Adam când a trecut în condiția aceasta, i-au trebuit haine. Când vom fi schimbați, se schimbă și hainele. Iosua când a ajuns acolo, i-a cerut doar căpetenia oștirii Domnului să-și dea la o parte încălțăminte. Ca un simbol al umblării prin pustie, când vom ajunge și noi la țărm, ne vom schimba sandalele pământești. Și în Apocalips 19 scrie, căci cu ocazia nunții, și amintiți-vă și de pilda aceea din Evanghelie, când la începutul nunții controlează la haine, foarte adevărat că ele au reflectare în fapte, dar efectiv va fi și o materializare sub o anumită formă. Amintiți-vă că Ioan îl vede pe Domnul Iisus echipat într-o haină ca atare în Apocalipsa capitolul 1. Și scrie Apocalipsa 19 de la versetul 7, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Și le spune că acestea sunt faptele neprihănite ale sfinților, urmând a-i ferici pentru nou stadiu și noua formă de viață. O altă schimbare, deschideți în urmă la Deuteronom 3, a fost schimbarea lui Moise cu Iosua. Până la Iordan i-a dus Moise, Iordanul l-a trecut Iosua. Și măcar că avea în Deuteronom 3, Moise, o așa rugăciune, scrie de la versetul 23, că s-a rugat și a zis, Stăpâne Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică care este, căci care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ care să poată face lucrări ca ale Tale și să aibă putere ca a Ta? Lasă-mă, Te rog, să trec și să văd țara aceea frumoasă de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Destul, a zis Domnul, nu mai vorbi de lucrul acesta. Dă porunci lui Iosua, întărește-l și îmbărbătează-l, căci el va merge înaintea poporului acestuia și îl va pune în stăpânirea țării pe care o vei vedea. Și am rămas astfel în vale, în dreptul Bet Peorului. Moise a avut un statut limitat în timp, măcar că
A fost un om deosebit și nu s-a ridicat. Citim și în finalul cărții Deuteronom. Nimeni la statura lui spirituală, la chemarea lui, în domeniul lui este de neagalat pe parcursul istoriei, 34:1. Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în fața Erihonului, și Domnul i-a arătat toată țara de la Galat până la Dan, tot ținutul lui Neftali, țara lui Efraim și Manase, toată țara lui Iuda până la Marea de Apus. Domnul i-a zis, aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând, o voi da seminției tale, ți-am arătat ca să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. Moise, robul Domnului, a murit acolo în țara Moabului după porunca Domnului și a fost îngropat în vale. Versul 7. Când a murit, vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Că dacă i-ar fi slăbit puterea, nu-l mai putea duce Domnul pe un vârf de munte să-i arate țara. Și dacă îi slăbise vederea, nu mai putea să o vadă. Mi-am permis să ne imaginăm că Moise, într-un fel, reprezintă condiția aceasta noastră umană de viață. Chiar dacă Dumnezeu ne folosește, și zice Pavel în Corinteni că comoara o purtăm în niște vase de lut. Și de omul acesta Dumnezeu se folosește chiar în lucrările lui. Însă spune Pavel în Corinteni 15, carnea și sângele nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Moise trebuie să rămână aici, cel mult până la Iordan. De acolo preia Iosua. Și despre Iosua, citiți din 1:1, cartea sa, Domnul i-a zis, robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Versul 8. Cartea aceasta alege să nu se depărteze de gura ta, cujite asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei zbătin toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Haideți să socotim pe Iosua, omul nostru dinăuntru, care va moșteni țara sfântă, dacă trăiește după cuvânt. A fost porunca lui Iosua. Atunci vei zbâti și atunci vei ajunge. Nu spune Biblia în Noul Testament că noi suntem născuți din cuvânt, dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Și dacă nu poate putrezi, înseamnă că omul acesta născut din cuvânt, născut din nou, ajunge și trece Iordanul. De asemenea, Iosua mai avea o caracteristică, spune numărul 27:18, căci Duhul lui Dumnezeu era peste el. Și nu spune Biblia în Noul Testament, Romani 8:11, și Duhul lui Hristos va schimba starea noastră și ne va transfera dincolo în lumea cealaltă. Nu vreau să luați simbolurile acestea care le-am folosit pentru tema noastră ca niște simboluri absolute. Nu aceasta este interpretarea lor fundamentală, dar noi le-am folosit în a privi felul în care trecem prin lumea aceasta spre împărăția lui Dumnezeu. Așadar, în ce privește schimbările care vor apărea, omul de afară rămâne aici. Omul dinăuntru trece dincolo. Condițiile se schimbă odată cu trecerea Iordanului, a doua zi după Paște. Și cel de-al treilea punct al lecției noastre, noi începuturi, iscoadele, Numeri 13:27. Iată ce au istorisit lui Moise. Moise nici nu apucase să vadă din vârful muntelui când ei deja au venit înapoi să spună cum e acolo. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere. Și iată, e roadele. E adevărat, aici este cuvântul celor 10 iscoade, dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile lui sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiul lui Anac. Am putea să reprezentăm iscoadele în rolul lor de informatori, cei care ne aduc vești, în mesajul profetic al Scripturilor. Și Dumnezeu a dat anumitor oameni de-a lungul istoriei darul acesta să vadă dincolo și să ne aducă informații. Nu au fost atâtea profeții în Scriptură care au văzut tronul lui Dumnezeu.
Zice Pavel, în lansarea profetică care a făcut Dumnezeu pe o latură a lucrării sale, am fost răpit și am văzut. Ioan în cartea Apocalipsei. Le-a trimis vești bisericilor și când povestește din cartea Apocalipsei, ne-a văzut și pe noi acolo, cred. Dar dacă au văzut roadele bune, rețineți, au văzut și pe fiul lui Anac. Căci oamenii care au sensibilitate pe linia aceasta profetică, ei sunt cei care, poate ați văzut uneori câte un frate proroc sau unul care are vedenii, spune că a văzut un monstru, un duh. Adică ei au văzut și pe fiul lui Anac, cei care au văzut țara. Sunt oamenii care, datorită darului și chemărilor, întrepătrund foarte ușor lucrurile din lumea spirituală. Și informațiile acestea au un rol necesar pentru noi. Dar depinde de cine sunt aduse informațiile. Pentru că aici pe pagina din dreapta scrie în capitolul 14, versetul 24. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Degeaba pot să pretindă unii revelații și să ne spună vedenii din cer, dacă nu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și dacă nu umblă întru totul în calea Domnului. Ei au văzut țara, dar așa scurt vin să moară în pustie. Și tot despre Iosua și Caleb citesc în cartea Iosua, în capitolul 14, unde el zice de la versetul 7, eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise robot Domnului din Cades Barnea ca să-i scoateți țara. Și i-am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Eram în vârstă de frații mei care se suiseră împreună cu mine, au tăiat inima poporului, dar ei au urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și acum îmi vine o lumină. Sunt oameni al lui Dumnezeu care de dincolo, dar rețineți, scoadele-s puține, ne aduc vești și în mod special, repet, veștile sunt în Scriptură. Însă pretind unii că s-au dus dincolo și sunt viziuni, este aceea carte o descoperire zguduitoare. A văzut iadul în diferite forme. Ăștia care se sperie și vor să sperie pe alții cu fiul lui Anac, ăștia nu se scoade bune. Deci nu în a-i speria pe oameni de duhuri, i-a trimis Dumnezeu pe iscoade. A poruncit prin Moise să meargă. Și depinde cum este inima celor care aduc mesajul. Versul 9. În ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie. Pentru că ai, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului tău. Și pe lângă rolul de informații, cred că ciscoadele au și rolul de încurajare și de călăuzire. Și asta o dovedim din Iosua 2, prin acele două iscoade. Iosua n-a mai trimis 12, a văzut că numai 2 sunt buni, l-a trimis 2 din capăt numai. Și fiindcă s-a văzut ce pot să facă două iscoade rele la o adunare întreagă, el nu i-a mai trimis să știe adunarea, el le-a trimis în ascuns. 2:1. Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din Sitim doi oameni ca iscoade zicându-le, duceți-vă de cercetați țara și mai ales Ierihonul. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa lui Rahav. Și când s-au întors, ei au zis, versetul 24, cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Cu ce scop a trimis Iosua cele două iscoade? Nu doar în scop strategic militar. Și argumentez asta cu două versete din capitolul 1. 1:6. Domnul i-a zis, întărește-te și îmbărbătează-te. 1:18. Poporul i-a zis, întărește-te numai și îmbărbătează-te. Și dacă Iosua avea nevoie să fie întărit, cum n-avea nevoie poporul și cum n-avem nevoie noi? Știți că și Ioan Botezătorul, într-un moment de criză, a avut nevoie să fie întărit? Și unul din darurile celor care aduc informații, a celor care lucrează pe linia aceasta a lucrărilor Duhului Sfânt, în a ne ajuta să înțelegem ceea ce este dincolo, știți, este darul de a mângâia, de a îndemna, de a călăuzi, de a întări.
Și Domnul să-i întărească pe cei care sunt în momentul acesta. Apoi, un alt început, pe lângă cel al iscoadilor, a fost prima cetate cucerită și anume Ierihonul. Citim din Iosua 6, de la versul 3. Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Așa se face 6 zile. 7 preoți se poartă înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbece. În ziua 7-a se înconjurați cetatea de 7 ori și preoții se sune din trâmbițe. De 6 și cu 7, 13. Când vor suna lung din cornul de berbece și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. Momentul acesta al trâmbiților și al zidurilor surpate ne dau o direcție la momentul învierii, când trâmbițele vor intra pe rol și când Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, când mormintele se vor surpa, se vor deschide și sfinții lui Dumnezeu se vor sui fiecare drept înainte, trecând prin văzduh, prin aceste locașuri ale diavolului, că acolo va fi prima noastră întâlnire cu Domnul, dar nu suntem acolo. Vom merge mai departe. Iar locurile diavolului, repet, nu vor mai fi reconstituite. El își va pierde pentru totdeauna dreptul. Și Apostolul Pavel spune de asemenea în 1 Corinteni 15 și cartea Apocalipsei e plină de trâmbițe când spune 1 Corinteni 15, versetele 51 și 52, la cea din urmă trâmbiță va fi taina. Așa a fost aici, în fața Ierihonului. Și spune profetul Isaia că va veni vremea să se scoale, dar morții tăi, Doamne, să învie trupurile moarte. Și Domnul să grăbească sunetul acela de trâmbiță. Avem noi acea frumoasă cântare, la al trâmbiții răsunet când va fi. Și când va ceda sistemul acesta din legile sale gravitaționale, din stările acestea, și va fi un nou început. Și aici, Ierihonul păstrează Scripturi și nu-i zadar aceasta. Două evenimente curioase. Cazul Rahav și cazul Acan. Sunt două mari simboluri. Cazul Acan. Omul cu păcatele ascunse. Și sunt unii care vor fi descoperiți numai dincolo de Iordan, la înviere. Știți ce spune în Apocalipsa 15? Căci la judecată, când toate lucrurile vor fi descoperite, oamenii vor da slavă Domnului. Și cine nu se va teme de Dumnezeu? Și știți ce spune, întoarceți pagina în 7:19. Iosua lui Acan, fiule, dă slavă Domnului Dumnezeu lui Israel, mărturisește-mi și spune-mi ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Se spusese cu o zi înainte că sunt păcate. Adică asta e ziua în care trebuie să spună oamenii păcatele, viața de aici. Vine noaptea și noaptea până morți nu-i descopere nimeni. Cărțile se închid, se deschid în Apocalipsa 20. Și dimineața ei vor trebui să recunoască, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Israel și iată ce am făcut. Și știți, fapta lui, furtul acela în urma poftirii și le-a ascuns sub dușul meu cortul. Ce tristețe să ajungi în Canaan pentru el. Să vezi despicarea Iordanului, să vezi scăderea Ierihonului și totuși tu să n-ai parte. De unde l-a scos pe acel din pildă, din Matei 22? Dinăuntru. Ieși afară și aruncați-l înapoi. Pentru că sunt unii care credem că ajung în cer. Însă vor fi aruncați peste bord. Deși aparent au plecat de aici spre țărmul celălalt. Însă este în partea cealaltă cazul îmbucurător cu urva Rahav. Și spunea Domnul în Matei 21:31. Adevărat vă spun că vame și curvele intră înaintea voastră în împărăția cerurilor. Oameni care au fost străcați până la un moment dat, tâlharul de pe cruce este un asemenea simbol.
Oameni care s-au mântuit în ultima instanță. Oameni care până la un moment dat viața lor a fost cum a fost, ba încă se poate. Nu doar pe tine să te mântui. Să ajungi, dacă te schimbi, să-ți mântui și familia. Și spune Biblia în Iacov că șcurva Rahaba a ajuns să facă fapte. Deci nu vorbim doar despre situații ca tâlharul, am luat un caz în extremis. Dar oameni care se schimbă la un moment dat în viața lor. Și despre curva Rahab citesc în Iosua 2, de versul 11. Ce zicea ea? De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima. Și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră. Nădejdea și-o pierduseră toți, dar ea, și parcă frânghia rămâne ca un simbol al nădejdei care i-a rămas, frunghia aceea pe zid, și-a pus nădejdea în altcineva. Căci Domnul Dumnezeu vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Asta e mărturisire de credință. Și acum vă rog, jurați-mi și din nou, zice, pe Domnul, că veți avea față de casa tălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o și eu față de voi. Dați-mi un semn din credințare. Și v-am amintit că în Iacov este precizată ca una care a ajuns să-și dovedească viața schimbată. Și știți că ea a rămas în spiția genealogică a Domnului Iisus Hristos. Și va rămânea nu doar în înaintașii lui ca și ființă pământească, va rămânea în mod simbolic, în plan spiritual, în urmașii lui, ea și cei din categoria ei. Așadar, ca și noi începuturi, ceea ce prin credință profeții și prin Duhul anticipăm, vom ajunge să gustăm. Dar, dacă vom ajunge să trecem dincolo de lumea aceasta și de puterile văzduhului, să dea Domnul să ajungem și să nu pierim ca și Acan. Și mai degrabă unii care sunt în postura Rahavei să treacă cu noi dincolo. Și închei cu două gânduri care aș vrea să rămână ca un înțeles unitar. Redeschideți la Deuteronom 3, versul 25 și 28 din rugăciunea lui Moise. Lasă-mă, te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Dă poruș lui Iosua, întărește și îmbărbătează-l, că cel va merge înainte poporului acestuia și îl va pune în stăpânirea țării pe care o vei vedea. Știți ce spune Biblia în Evrei despre Moise? Ne uitând versetele care le-am citit. Evrei 11, de la versul 26. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Nu se pot oamenii desprinde din lume și nu ies din Egipt până când nu-și imaginează intrarea în Canaan. Moise, când a ieșit din Egipt, chiar din palat a ieșit, el s-a văzut că a intrat în Canaan. Și atunci îl înțelegeți în rugăciunea lui de ce se ruga: Doamne, lasă-mă să ajung, ăsta e visul copilăriei mele. A fost visul maturității mele, 40 de ani, știu în ce măsură l-a marcat. Și alți 40 de ani în pustie. Și cum cântam noi cântarea despre drumul acesta care vrem să se termine odată și să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Doar câtă vreme ești marcat de dorul revenirii Domnului Iisus și de dorința de a ajunge în cer, ești pe o cale bună. Și chiar dacă va fi să ți se spună ca Moise, sau ca la Daniel mai târziu, du-te și te culc. Evrei 11 se încheie cu versetul care spune să n-ajungă ei înainte de noi la desăvârșire. Și Canaanul acela care odată părea atât de aproape, uneori așa de aproape de cerul, de noi, și totuși câtă trudă și învârteală dai în viață până să ajungi acolo. Poate-s 38 de ani, la alții poate-s 83. Și ne tot învârtim în prostie, tot cu dorul de a ajunge la gata. Să intrăm în Canaan. Și Doamne, ajută-ne să intrăm. Să reziști tentațiilor pustiei, să reziști la toate ispitele și să nu te părăsească dorul și rugăciunea aceasta. Ce spune Biblia, că spune biserica, Apocalipsa 22, și Duhul și Mireasa zic: vino. Pare că ar fi o greșeală în Noul Testament, că Hristos spune că Domnul vine în curând și El spune că vine. Dar ideea aceasta de a fi marcat de dorința să finalizezi, să intre odată sus. Asta i-a făcut pe cei din Ierusalim, poate să-și vândă averile, pe alții să plece în misiune. Și pe oameni ar trebui în fiecare zi
să se scoale și să se culce cu gândul acesta și cu rugăciunea de a intra în Țara Sfântă. Când ai pierdut asta, ai pierdut direcția, nu mai mergi pe drum spre Canaan. Când nu mai ești atras și cu ochii pironiți spre răsplătire. Chiar dacă le vedem numai de departe, dar cum zice tot în Evreiul spus despre Avram, că își dorea o patrie cerească. Nu neapărat asta nu înseamnă că așa este. Cum spunea cineva de un om mai în vârstă, când se îmbolnăvea și îl durea rău, cea Domnului să-l ducă acasă. Când se făcea mai bine, cea să-l mai lase. Nu doar sub ideea greutăților, ci sub ideea dorului după împărăția lui Dumnezeu. Amin. Și al doilea gând, spune Deuteronom 4, rămânând aici, după ce le spune că le-a dat legi, versetul 2, să n-au adauge nimic, au văzut cum alții au căzut, care s-au dus după Baal Peor, și câți s-au dus, s-au pierdut, versetul 4, iar voi, care v-ați alipit de Domnul, Dumnezeul nostru, sunteți toți vii astăzi. Cum se rămâne la până să finalizezi viața cu bine cu Domnul și să intri în Canaan? Să rămâi alipit de Domnul. Nu asta le spunea Pavel pe unde mergea prin biserici? Să rămână cu inima hotărâtă strânsă față de Domnul? Și ce spunea Domnul în Matei 24, referitor la momentul acesta al intrării în Canaan? Că nu știm când vine. Evreii puteau să ajungă repede în Canaan. Dar noi știm cât ne mai poartă Dumnezeu prin pustie. Pustia nu este un timp fix. Este în planul lui Dumnezeu. Dar pentru noi poți ajunge când vrea Dumnezeu la sfârșitul pustiei. Și spune în Matei 24, din la versetul 42. Vegheați dar că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Și în versetele următoare se pune accentul numai și numai pe veghere. Și fără să mai fac apel la alte pasaje din Scriptură în privința vegherii, doar un moment gândiți-vă cât de importantă este vegherea în viața de credință. Cum nu veghezi când vine diavolul și te fură? Și degeaba am început dacă nu reușim să fim la a doua numărătoare. Și mai adaug doar un text cu care încheiem, 1 Petru 1, de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie. Și nădejdea e pentru lucrurile de sus. Și explică, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea și acum cu vegherea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult dorul acela de a ajunge, măcar că acum, aici în pustie, în viața aceasta pământească, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul, care pierde și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre. Cum au ieșit evreii din Egipt, am studiat la momentul potrivit, prin credință. Dar să și finalizăm prin credință, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre, Doamne, o așteptăm și păstrează-ne pe toți în harul Tău. Amin.